Salut, sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi facem provocări în ordinea alfabetică, dar fără diacritice, fără ș, ț, ă, ă. Ele sunt 26 de litere fără diacritice, așa că va trebui să avem 26 de provocări. Ești pregătit să-i dăm drumul la treabă? Băi, da, dar vreau să stabilim de la început gen provocările, cum trebuie să gen chel, trebuie să ai o propoziție întreagă ca să denumească toate. Da, nu poți să zici doar, de exemplu, uite, litera A, ananas, și faci provocarea. Tu zici toată fraza cum ar fi, toată acțiunea. Asta vreau, dar să cuprindă o literă din alfabet. Și ce zic? Da. Adică rolul principal să fie cu litera aia din alfabet. Acțiunea să fie desfășurată în jurul literei. Exact, cumva. Dacă tot am zis ananas, tu poți să-mi spui, băi, Badan, uite, vreau să iei un ananas și să, nu știu, să-l spargi cu capul. Da, exact, să-l spargi cu capul. Da, nu, asta facem. Ai prima. Înțeles? Iei un ananas și să-l spargi cu capul. Și e prima provocare, am început, am dat drumul la treabă. Da, dar facem una cu una, așa, adică eu atu. Mă mai gândesc. Da, nu, păi, dar dacă ai venit așa și m-ai luat din prima, apăsați butonul de like în forță acolo, să facem 60.000 de like-uri. Stați până la final, pentru că la final vreau să vă zic ceva, așa că rămâneți până la finalul clipului. Îi dăm drumul la treabă. Gata. Începem cu prima literă, cu A. Hai. Și fac asta, mergem să iau un ananas. Băi, am lansat provocarea, frate. Filmează că n-are nimic, ca să nu zic lumea după aia că habar n-am, nu știu, l-am tăiat, am făcut nu știu ce. Hai, zic de capul la omul. Băi, îl fac eu, dar faci următoarele 3. Hai, fă-l tu. Dacă le faci pe toate 3, fii atent, am bătut pe ala. Ia șapca, ia. A scăpat mâncă, mă, jură, mă. Dă-mi coc, îi trag o căpățână acolo. Hai, te, mă. Bă, așa, fii atent, bă. Să nu încercați să faceți asta acasă, sub nicio formă, ca idei. Cuidă. Gata, mă, uite-l. Dar cum se aude mâncații și cură. Uite-l acum, îmi curge ananas din cap, uite-l. Eu nu-mi vine să cred. Trebuie să fac mâncavaș gura voastră următoarele 3 provocări, numai eu. Da, mă, ești bun, tată. Fii atent, am ajuns la litera B și avem aici o bicicletă. Hai, bine, că bicicletă, hai, că vorba asta. Bicicletă de buget, frate, da? E pentru copii, fii atent. Și ai văzut aici, tu deja ai văzut, avem un parc de distracții, un mini parc de distracții, ți l-am făcut eu, frate, cu mâna mea. Vai de capul. Acum și cum e, de buget, la fel ca și bicicleta. Și trebuie să dai o tură, frate, de sus până jos. Deci de acolo, rap. Motorină ai? Îți dau bani de motorină să bagi în ea? Fixez cârma aici. Hai, fixează cârma. Dacă nu-și rupe capul acum. Gata, frate, pregătit? Băi, am făcut-o, da? Da, nu, frate, aud, mai e două bine, da? Mai am două de făcut, da? Da. Am ajuns deja la litera C și mai ai de făcut tu. Asta și încă una mai am. Da, că o și du. Da. Frumos, fii atent. Îmi dau chiloții jos, îi pui în cap și mergi la magazin cu ea. Chiloți, frate, că... Nu știu, frate. Ca să știi lumea, da? Frumos. Pregătit? Hai. Mă, la baie și revin. Eticheta galben în mână la el acolo, dacă să nu auzim după aia că... Nu, dar fac frumos, fii atent. Nu, hai, lasă vrăjeala că sunt noi. Muștar acru. Sunt noi, orice ai spune tu. Sunt mortu. Ia, dar nu știu cum ți-a arăt, ia. Stai. Ce? Ia, aici. La mașina dispărată. La mașina se moră dacă nu, ia, fete. La mașina... Nu mai băgate, că faci mai mare și după aia nu mai merge cu sutre. Ești de la mașina dispărată, frate, agățat. Sau subțiat, îți dai seama. Băi, da, de când e forță? Dai seama și tu acum. Băi, stai așa că vreau să fac ceva ca să nu râde lumea de mine, frate. Băi, nu stă rău, adică nu-ți dai seama câți chiloți. Păi, tu crezi că ești frăst? Chiar nu-ți dai seama, ia uite-le. Uite fraierul. Crezi că ești fraier? Capul așa, măi. Ești fraier. Da. Băi, îți stai bine tare rău cu din asta așa pe spate, dar... Nu știu, parcă avea o denumire asta, dar nu mai știu cum le zici. Bandan sau bandana, nu, sau habar n-am. S-ar putea, batic nu. Sau habar n-am. Habar n-am, nu știu, că era un stil american din ăsta așa care se curta. Gata, m-am luat și mâncare, okay. Și dacă tot am venit, parcă hai să mergem. Uite-l, mă, mâncă vaș gura voastră, cu chiloții în cap, mamă, n-am să mai vede, din cauza reflexiei. Dar dacă ar ști vânzătoarea că ăsta are chiloții în cap, cred că ar muri de râs. Doamne, mai ce dracu are ăla? Ce? Ce are în cap? Are chiloți în cap. Ai pomenit așa ceva? Ai văzut? Da. Eu chiar îți curios dacă ați văzut, dacă copilul ăsta mic a zis și ce avea ăla în cap. Și când am zis că are chiloți, își făcea cruce așa. Imaginați-vă dacă îi zic unui om mare, unui adult sau femeie de la casă de acolo, dacă îi zic, cred că nebunește. Am de chiloți aia jos din cap. Stă bine, frate. Da, bine. Deci am făcut, da? Mai am cu de, te gândești la atât, da? Cu de. Bine, da.
Am ajuns la litera D, da? Da. Asta e ultima, ultima după aia e rândul tău. Și după aia iar tu. Da. Facem iar una cu una, revenim la program, dar veni fi atent. Am aici de odora de la litera D. Mă dau la supra și după aia dai așa. 1, 2, 3 pe limbă. De 3 ori? Da, frate. Da, gata, ce zic, că mă dau cum vreau. Ia, de aici ia tău. 3 ai zis, da? Da, frate. Dar jur că a rămas ceva pe el, băi. Da, dar scam de la tine. Uite, uite. Bă, vă jur, nu înțeleg. Uite, uite, uite acum să vede. Da, mă, scam, ești nebun, uite, de la Tecou, na. A? Bă, ca lumea, ce e r, r, ca lumea, dă așa, fii atent, fii atent. Ha, gata? Ia, hai, limba afară. Așa, hai! Mai tare limba afară. Așa, gata. După câte am tras, ca să zic așa, m-a cocoțat pe alea, m-a dat cu bicicleta după magazii, m-a pus dau cu limba pe deodorant. Ce sensibil e fraierul, da? M-au zis la el, mă, frate. Ascultă, fii atent. Dezbrăcarea, rămas în chiloți, afară în curte, ca așa. Să vezi câți băiat, nu zic da. Să dai pe haine. Bine, așa. Că m-ar interesa, dar în fine. Afară. Așa. Și-o dau puțin așa cu extintorul. Zzz, pătini, numai albeală din aia, așa. Fac puțin om de zăpadă. Că dacă tot zilele astea a nins pe la noi pe aici, a fost de, zici că s-a întors iar, dar mai urea și iunii. Și cam aia e treaba, frate. Pac! Ia-ți de mă, merge. Uai, leu, ce-am făcut aici? Uai, cât de prost! Gata. Ajunge că... Nu știu cum să vă zic, da? Bine. Bă, dar eu nu știam că miroase așa urât ăsta. Nici eu. Am ajuns la litera F și tu trebuie să faci provocare, că am zis că revenim, da? Și fii atent, avem la F, punem frișcă pe farfurii și mare capac, ce strag. Gata? 3, 2, 1 și... Mamă, ce bucată mi-a dat, frate. Băi, Danu, ești prost. Ia ce a făcut Danu. Hai, băi, Bogdan. Uite ce a făcut Danu. Hai. Uite ce a făcut Danu. Hai, bă. Danu a făcut. Da, mă, băi, stai, mă, nu mai stai, spune că n-am făcut eu. El a făcut, că mi-a dat în față cu frișcă și uite ce a făcut. Cum, mă, că vorbeam la telefon, ești prost, da, mă, nu știu ce. El a făcut, pe bune a făcut. Te sun eu înapoi. Dar s-a făcut pe obiectiv, nu înțeleg, sau ce e ăsta aici? Să vedeți și voi ce a văzut mama, uitați-vă puțin. Pe aici, uitați-vă puțin ce a făcut prostul. Eu m-am făcut! Să nu mai zic pe șapcă, pe astea, pe scaunii, pe jos. Voi suntem la litera G și fii atent ce idee mi-a venit. Ai văzut cum fac fetele pe TikTok, pe Instagram, pe astea? Când se duc și își fac mască din aia, să dea așa frumos, își pune castravete la ochi. Și ce zic? Am înțeles. Tu faci o mască din asta, uite, îți dau prosopul, pui așa frumos pe cap aici, știi? Se vadă doar fața, doar cât o să te dai cu gem pe față. Și faci video, fii atent, dai video înregistrare, Instagram. Și zici, bun, eu sunt Danu, astăzi vă prezint o mască din asta nouă pentru tent, pentru coșuri. E bună de încercat acasă, le arăți cu ce te dai, cu gem, frumos, faci totul, le explici. Ce să mai, tutorial cu Danu, cum să scăpați de coșuri și de alte cele. O mască din asta frumoasă, să te vadă lumea pe tine. Ești pregătit? Haide. Pentru tenul aspru, cum sunt eu acum, așa. De exemplu, aveți nevoie doar de gel. Să te uiți și la telefon aici puțin, așa, într-o parte. Dulceață, de, așa, perfect. Dulceață de coacă zi avem aici pregătit așa. Pentru voi. Perfect, așa, aici, bravo, una bravo, mai groasă bravo, ca bravo. Alta, mi rog. Trebuie să te frești bine, aia e important, cum ar vezi. Dai pe toată suprafața. După ce v-ați aplicat toate coacăzea pe față, ați pus asta așa. Ia. Am dat ce relaxant, mă bate... 2-3 inci și dacă te... Frumos, nu? Da, mă, lasă-mă, gata, pauză, deci time-out 10 minute cel puțin așa și când v-ați dat jos și v-ați spălat pe față, stați așa să vă și vă, vă cade și fața de la coacă zile astea. Mirăm. Doar cu Danu Beauty. Salon by Danu. Costi. Danu Costi Beauty. Ia uimește-mă. Am ajuns la H, da? H, da. La litera H avem aici hârtia pregătită. Desenez, ce fac? Nu, frate, ce mai vrea tu, nebunule. Mie îmi stai așa aici până îmi rup hârtia asta, dar prin metoda aia senseilor care dai de aici, ia țin-o leacă așa. Gen? Și trebuie să-i dai de aici, de aproape, așa, bam. Să... Ce am Shaolin, nu știu, frate, dacă mi stai și îmi spar așa. Așa, abia mi-am tăiat unghii. Îmi stai o leacă, vezi? O leacă, dacă le lăsai. Puțin mai mari, drept cater, că așa le aveam în cap, aș gura, asta era
Arme albe, le declara la poliție. Am cancer, n-am făcut niciodată, mi se pare și mie interesant, dar mi se pare totodată... Mi se pare greu. Mare, deci dacă îmi lăsam unghiile mai mari, dacă nu, îi tăiam și hanoracul când vedeam. Nu mă, gata, știu de ce nu o rup. De ce? Ține, știu de ce nu o rup, pe bune știu. Miyagi, stai. Ce? Bă, dar ești prost că-i vedeam că mi-am dat toată asta din mine. Hai, ce mă nervează, frate. Gata, mă. Bă, și vezi că n-am făcut pe bune. Da, mă, uite cum i-am dat-o, cum s-a făcut. Da, ce aici, i-am dat bucăți mâncați așa. Ia, să vedem. Are ouă de când dă în ăsta. O, ce fel e aici. Mama. Da, dar de ce nu-l zici la oameni și cât ai stat și că nu mai poți? Deci, știi, am obosit o țărând așa hârtia asta. Stai, că mi-e așa, așa. Suntem la I, da? Da. Trebuie să mănânci ceva iute. Băi, nu începi cu ăsta, nu fi proști. Și fratele vostru are aici un din ăsta de ardei, un borcan de la mama. Nu, e ăsta, ce e ăsta? Ăsta rămâne întreg. Uite fraierul cu vrăjel. Dar vezi, din ăsta a mușcat cineva și n-a mai putut. Și l-a băgat înapoi, așa l-a lăsat. Așa miroase, nu-i rău. Are culoarea nici roșu, nu mai e. E caramiziu, așa. Da, nu mai spune nimic. Succes, frate. Iute, mă, tare, papa. Oh, how far I got! Ține cura acolo, se vine apă mult în continuu. Bă, dar ce fel să uitați cum s-a făcut limba? Ce faci? Bă, mi s-au înflat gingile. Te-a tras, frate, zic lumea că faci la mișto. Mă jur că nu mai pot. Te-a faci toată ziua. Ce se transformă, fraieră, ce ură face. Dar cine mănâncă ardei din ăștia la noi așa, Iuți? Eu. Tu mănânci? Da. Păi da. Cum faceți? Cum rezistați? Dar nu stă asta, nu-l mănânc tot. Și cum puteți să mâncați? Dar nu, numai vârf așa mână, pe aia la rumb. N-ai văzut că era jumate în borcan? Au 2-3 ani în borcan. Ți-a beșecat limba? Da, mă jur. Da, mă, că am aflat și cine mănâncă ardei din ăștia la mine. Da. Mama. Haide, mă, zic o litera J. Fii atent, bulangiule. La J nu prea are ce să facă cu J. Da? Bă, da, de ce, măi, frate, numai mie? Nu știam care apă, mă jur, dacă știam. Au tip plin de apă. Deci jude la jalon, da? Da, să stai 2 săptămâni, sper, să stai să faci așa. Să-l bag acolo? Era să-l bag din prima. Hai. Într-o secundă l-am băgat, ca să știi. Mhm, uai, că asta așa-ți oare dacă l-am stat 2 secunde. Să mă... Aha, ha, că bărbesc și nu-i bine, doamne. Băi, am stat cu ăsta așa murdar pe mine, uite, ce vreau să vede. În fine, nu mai contează, suntem la litera K și la ce m-am gândit eu așa, la kiwi, vreau să-l pun pe Danu să jongleze, cum fac băieții la circ mișto așa, știi? Ia. Yeah. Deci cu două așa eu știu, mamă. Ce vorbești, mă, angajăm pe Danu, da. Știu, da? Cu trei, ia. Mamă, așa cu trei era greu. Dar de unde știi tu? Știu, da? Cum am învățat eu, mi-a plăcut mie. Niște așa, îmi pașa pe cu kiwi. Era mic când am învățat asta. Gândești că n-am mai făcut de ani de zile. Altceva nu știam ce să-i zic cu capa, sincer să zic. Cu 2 și cu 3 fac, chiar 4, chiar e bine, nu, e bine. Hai, rândul tău acum. Capa, L, după alfabetul nostru. Deja mă gândeam, nebunule. Bai cu lapte. Fai ce rece. Așa, așa. E perfect, e perfect. Băi, rece rău, băi, frate. Eu te cred, dar dacă faci așa mai rău faci, eu zic să-i dai bubuial. Păca, băi! Așa, 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 acum vreau să zic. Că făceam cerc, panoram. Iar am putut în baia asta de mireu. Ce frumos, ce frumos. Da, mi-ești... E bine, ești mulțumit? Da, frate. E bine, da? Da. Trebuia să-mi iau revanșa cumva, mă, cava, și că nu puteam să rămân chiar așa, frere, la ardeile, la iute. Deci am rămas eu la L.
La N, trebuie să mă gândesc că deja la N. Să-i dau ceva forță. Am ieșit și eu frumos de la duș, miros frumos. Ești pregătit pentru ce ți-am pregătit? Suntem la M. Minciog. Știi ce ăla, nu? Da, ăla de pescuit. Mergem afară, vreau să faci așa ca peștele. Ai văzut când ajunge peștele la suprafață, să-ți bate așa, faci așa. E, așa faci tu și eu vin repede cu ăla, haț, și-am prins peștele. Că-i mă, la minciog. Voleu, mamă, trage. Ce-o fi asta? Ce-o fi asta? Nu ca v-aș băi. Gata, și aici te-am prins cum ar veni. Gata, mă, că nu mai aveai un stil. La ce m-am pus așa, că nu înțeleg, de că nu mai pot să mă mișc. Dă-te înapoi. Stai, mă, că nu pot, că am mâinile sub mine. M-am brâgat tot în plasta asta. Ai tot un aparat. Miroasea pește, ia zi asta. Ce m-am făcut pe mine? A? Nu, da. De unde se vadă asta pește vreodată? Nu miroase, mă, prostă, e nou, nu? Nu, mă, ce ai, a văzut crap la viața lui cât n-ai văzut tu în tigaie. Luați la maga? Nu miroase, mă, pește asta. Mă, ce m-am făcut, cred că de miră. Gata, mă, provocare e perfectă. Eu știu că răzbunarea arma prostului, dar nu se poate altfel cu domnul. Ia zi, ce faci cu nucilele acolo? Am aici, la N, mă, da. La N. Așa. Eu le pun pe jos pe aici, pe în casă. Cel puțin una, ca să nu zic trei, cel puțin una, să mi-o spargi fără să te ajuți de mâini. Fără mâini și fără picior. A, păi da, și ce fără mine cum ar veni, aerul s-o spargă. Băi, am zis fără mâini și fără picior, da? Cât timp pui, băi, frate? Ți-am pus aia, mă, frate. Nu, ți-le bun. Te doar n-a dat c***. Băi, fii atent. Te pui așa și te arunci tare, mă, odată, mă. Și ai scăpat cum ar veni. Pun mai multe aici, a? Ca să poate să spargi una din după ele, aia intră în c***. Bă, tare, mă, nu așa, mă, bă. Bă. Am spart! Am spart, Dan! Am spart! Am spart! Da, mă. Și-a spart, da. Am spart, uite, uite, uite. Uite, jur că-i spart, uite-o. Da, mă, frate. Uite-o. Bă, dar n-are, frate. Am zis trei, mă, n-am zis trei. A, mai zis, bă, ai zis cel puțin una, ai spus. Bă, ca să nu zici trei, cel puțin una, așa ai zis. Bă, ce noroc are, frate, ce soartă are, nu-mi convine deloc. Litera O, da? Da, nu mai spune. De la? Știi toată ziua. Băi, sunt mort, tu vezi cum dai. Oală. Badane, te spargi. Fii atent, oală în cap. Fii atent, cap. Oală în cap. Oală în cap, trei polonici din astea. Bum, bum, bum. Și nu le-au și bum și o mână. Nu mă interesează. Băi, dai. Mi-ai pus din... și acum, nu mai spun, mă doare. Gata, da? O dau pe prima. Ești pregătit? Băi, ești prost! Băi, ești prost să moră dacă nu... Băi, ce-a dat fraierul în dușmănii, că nu mai au nimic ca să mor eu! Ce dau așa tare? Da, da, tare, jur, dacă... Unde cum? Fii atent, aici era oala și de așa am făcut. Bă, bune! Dar e ecou mare, frate, se face acustic. Nu, fii atent, eu n-am văzut, da? Așa ai făcut. No, niciodată. Eu fac așa... Ce am ești nebun? Așa, deci, făcum, bă, și nici nu l-am cred că a treia am dat-o cea mai ușoară din toate. Nu lume, că ai dat să-l o bat. Hai, e rândul tău deja, liter. Fii atent aici ce am pentru el la P. Am aici un cântar. Cântarul cântarul. Deci vreau câteva grame de păr. Să-l dăm pe grame, ca să ne arate grame. Și îmi dai așa, nu știu, 3 grame de păr, de păr, de fire de păr. S-a trecut la treabă. Nu vă dați seama, 3 grame. Cât trebuie să pun o să fac 3 grame și tâmpit? Ia, vino aproape, vino, vino, lasă vrăjeala. S-a făcut? Nu mai mă dau cu nimica. Dă părul, se vede? Părul după ăsta aici? Se vede, nu. Mai apăsat. N-am pus mâna pe nimic, uite. Așa, gata. N-am pus mâna pe nimic. 3. Da, uite mă, că v-a ajutat. Dar tot părul după o mână, a? Tot părul după o mână, mai am nimic. Bine, mai am așa două smocuri. Da, dar lasă asta, nu zic, tot părul așa. Tot părul după o mână. În fine. Bă, dacă mă întreb pe mine, e mult, frate, adică ce-i pe cântar aici. Uite-le așa. Și mici nebun la cap, eu nici păr în cap n-am atâta. Acum ce să faci? E rândul meu, da? Ha. Bine. Eu am făcut acum cu P, da? Da. E rândul meu. Să-ți dau ție, nu există cu așa ceva. Q din ăsta. Adică sunt, dar e Q nu știu cum, Q da, cu tare. Nu găsești ceva ce să faci. Nu nici provocări. Da, n-am. Urmează râu. Facem piatră foarte hârtii să vedem cine îl face pe ăsta. Așa. Ne-a încurcat, ne-a încurcat Q-ul ăsta. 3, 2, 1 și... Ce am zis eu mai înainte? Că eu stau degeaba și el face provocare la râ, da? Te duci în garderob la mai tac, sigur, 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 sigur găsești o rochie.
Așa. Și faci ăla cât de vals miresei pe aici, dansezi ăla, faci ceva, nu știu. Defilezi, fii atent, faci un podium, pac, 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 la capăt poză și ai plecat. Faci, mi-e rău, badane, dacă nu. Dar în față ce ți-a crescut? Ce în față? Ce s-a întâmplat? E prea pe corp, ai găsit-o cu croitoria asta. Am înțeles, ai trebuit să-ți facă scoica în față, la melc. Zi-mă, frate, cum e? Stă bine, ce poți zic? Mai mult de atâta? Trebuie să mai apelezi pe picioare, că în rest... Pe mâna asta oricum. Speră. Da, exact, ai mers cu mâna la noi, cum ar veni. Wow. Lata, mă dau jos, mă enervează deja, nu-mi place. Da, mă, frate. Suntem la litera S, da? Da. Pentru tine, am o provocare, am pus aici două sticle pline cu apă, iar la mijloc sunt 100 de lei. Fii atent, dacă scoți bacnota de aici, tragi de ea, fără să cadă sticlele jos, ele când trage asta ar trebui să... cadă apa de aici în asta altă, știi ce zic? Yeah. Când scoți bancnota. Rămâne suta ta și poate că ai făcut provocarea. Nu văd nimica dacă se mișcă, dar habar n-am, nu știu ce face. Oricum presim că o să cadă. Ah, mă, așa aș vrea. Oh, ia fiți atenți cât mai are. Și puțin. Cade, zic eu, cade așa, doamne. Ah. A luat un frăstu sutam. Da! A luat sutam. Și apa toată, vedeți, s-a dus aici, s-a umplut sticla. Să nu-mi aud vorbenele, da? Fii atent, am ajuns la litera T. Distrugi trepied. De ăsta zici tu, nu? Da, mă, ăsta. Mai mult de atâta, sincer. Mamă, l-a rupt direct de aici, uite. Cap, nu ai să mai faci cu el, gata, e pac. Vezi? Da, uite. E, gata, acum da, e bine. E bine, nu? S-a făcut provocarea cum ar veni. S-a făcut, da. S-a făcut, s-a îndeplinit. Da? Avem aici puzzle-ul. Da, am făcut grătar, l-am făcut. Pă e perfect. Bun. Acum sunt eu cu U. U. Ție, da? Da. Păi eu deja știu, mă, frate, ce vreau să-ți dau la U. Aduc o căpățână de usturoi și... Ia. Hă? L-am spart, l-am spart. Băi, da. Băi, dar unde luați, mă, frate, astea? Da. Așa nașpa-i, mă? Ai, uite! Aha, usturoi! Da, mă, dar nu se compară cu ardeiul, tată. Hai, mă, las, mă, că ardeiul ăla chiar ți-a dat... Păi, ce pute, nu mai au usturoi miroase. Ce părere aveți voi când se duce Danul la baie după cele în jos? Bă. Spuneți voi mie. La litera V avem aici o varză și ne arăți câteva tricuri, frate. Două. Două chile, ha? Fii atent, o iei de jos așa, o ridici și dai cu cap. Așa, da? Da, și o ridici și o iei de cap. Da. Bă, vă dați seama să dai cu cap în 2 kg de barză, ne? Problema e că e tare rău. Da, mai făcut-o, am zis. S-a făcut schemă, da? Da, s-a făcut schemă. Sunt aici, am hau. Corect. Băi, după V vine W și am căutat cu W și sincer nu găsim, adică cuvinte sunt, dar... N-am ce să fac. După aia cu X, la fel. Am căutat și eu aici pe Google unde sunt cuvinte cu X. Mi-au dat destul de multe cuvinte, însă Xenia, Xenon, Xerox, adică cum fac eu provocare, habar n-am cu Xenia sau cu ce mai am pe aici, știi ce zic? Și mergem mai departe la Y, care și aici am găsit destul de greu. O jucărie din asta yo-yo. E jucăria asta care o pui pe deget și gen faci așa cu ea, trebuie să urci înapoi. Bam, bam, singură, bam. De. Și să faci, nu știu, hai să zic, 3 turi din astea așa. De sus până jos, da, dar să atingă palma aici, să ajungă. Să-l prind înapoi. Da, să-l prinzi înapoi, să-i dai drumul, să-l prinzi înapoi și ce zic? Deci ai dat-o și ai prins-o. Una, două, trei. Cam ușor așa. Și tare luminează. Forță. Da, am forță, e bine, e bine, e bine. Dar nu-l da, că-l strici. Avem aici proba ziarului. O să iau numai o singură dreapă. Z de la ziar, da? Că-i forță. Ultima. Nici cu Z, bine, sunt și cu Z câteva, dar bă, ăsta l-am avut la îndemână, sincer. Sincer. Păi da, și ce faci cu zmeura? Mănânci zmeură, ce-i asta? Da, n-ai. Adică mănânci banale, asta zic, știi? Sunt cuvinte, dar cum le integrezi? Îl pun la perete și trebuie să-l prinzi așa cu capul. Bine. Ultima întrebă. Bă, dar tu nu-mi fac neapărat aici, Danule. Aproape l-a prins, frate. Aaaa, ce am prins fraierul, șmecheria. Aaaa, de-aia nu prindeam niciodată, că tu îi dădeai viteză cu degetul. Știu că am întârziat vreo 2-3 zile cu vlogul, însă
Ce vă zic acum nu sunt chestii de care să mă plâng sau așa, pentru că îmi place ceea ce fac, doar că stau foarte, foarte, foarte prost cu timpul, pentru că nunta vreau să fac și studioul pe care mi-l doresc și mai multe lucruri, am de umblat după acte, după multe, multe rău de tot și durează foarte mult, adică necesită timp, trebuie să mă duc și încolo și încolo și încolo și când prind puțin timp liber, ne apucăm de filmat. La fel și Dan, la fel, are și el niște probleme, niște chestii pe care trebuie să le rezolve și de asta mai întârziem cu filmatul. Nu ne-am lăsat, nu nimic, nu vă gândiți că stăm degeaba în casă și nu facem absolut nimic. Pentru mine cel puțin este un an foarte, dar foarte aglomerat, cred că cel mai aglomerat an de când sunt eu pe pământul ăsta, ca să zic așa, pentru că fac niște lucruri în viața mea pe care nu le-am făcut niciodată și am ajuns să le fac mulțumesc lui Dumnezeu, doar că necesită timp și răbdare și sper să mă înțelegeți. De exemplu, ieri și alaltă ieri am încercat să filmăm ceva, însă afară a fost foarte, dar foarte nașpa, dar asta nu ne-a oprit, am ieșit afară, cred că și răcim, am fost după niște clădiri din astea părăsite, am luat o adresă pe internet, ne-am uitat pe TikTok. Am plecat la 3, la 3 ziua și ne-am întors la 9. Exact, am văzut în comentarii o adresă de la oameni și na, ne-am luat după comentariile alea, am zis că nu mă mai iau niciodată, mi se pare cea mai mare prostie că nu știi unde zice om să te duci și vorba lui Dan, am plecat la 3 după amiaza. Corectez, la 11, la 9 am plecat de acolo de unde ajunseserăm noi. Da, la 11 mă rog, am acasă. Și am ajuns la ora 11, jumate, 12 acasă, da. Noaptea și n-am filmat nimic că n-am găsit la adresa aia nimic. Era o adresă, nu știu, lăsată la mișto, habar n-am. Și pe lângă asta, Ciprian a mai și căzut de undeva de sus, de pe o bordură din asta, când căram noi masa și tot ce ne trebuia pentru challenge și a fracturat iar mâna, s-a lovit, s-a tăiat pe aici, pe-n parul, nu știu, au fost niște zile în care când vrei să faci ceva, efectiv, nu ne iese. Nu, da. Oricât ne-am dorit să facem ceva... Da, nu, sunt zile din astea când Doamne zice, bă, nu, azi stai liniștit, nu mai încerca, că nu îi dai de cap. Orice îi faci, nu o să reușești. Dar noi e ambițioși, în continuu, în continuu. Până seara la 12 noapte am încercat să facem, să filmăm, dar nu ne-a ieșit. Mereu se întâmpla ceva. Ba, se strica aia, se spărgea aia, aia nu mergea, aia nu găseam. Nu știu, parcă erau făcute. Am făcut vreo 3 drumuri la Focșani, apoi să schimbăm nu știu ce lucruri. Deci nu mai zic, ne-am... Eram obosit, mai obosit decât aș fi filmat un vlog. Preferam să filmez ceva decât să îmi bat capul așa tare să nu-mi iasă nimic. Și de asta zic, sunt lucruri care se întâmplă și uneori nu ne ies și asta este, n-avem ce să facem. Pe lângă nu mai zic că ne încurcă și vremea afară uneori, da. Că plouă și trebuie să stai numai în casă. Și eu nu-s genul să stau în casă să zic că azi facem, am, n-am, sau habar n-am, nu știu. Nu-mi place mie, mi-e place să fac mereu lucruri creative, lucruri să ne mișcăm, să habar n-am, știi ce zic? Da. Iar vlogul ăsta pe care îl vedeți voi acum, eu l-am terminat la ora, uitați-vă și voi aici să vedeți pe ceas, la ora 10 și 15 minute și gândiți-vă că filmez de azi dimineață de la 10, aproape 11, ca să zic așa. Iar după ce am terminat de filmat vlogul, mă pun să fac curat prin casă pentru că am făcut dezordine, că am filmat și am lăsat toate astea vraiște, așa n-am mai stat să strâng în urma mea ca să termin cât mai repede cu vlogul. Mă pun și eu să fac un duș, mănânc ceva pentru că astăzi am mâncat o singură dată dimineața și de acum începe iar din nou muncă, mă pun să editez vlogul ca voi să-l vedeți dimineață acum la 10:30 pe canalul meu de YouTube. Asta înseamnă că mă culc undeva la 3-4 dimineața. Asta n-a, cine a stat până la sfârșit și a vrut să asculte, sper să mă înțelegeți și să fiți aici alături de mine în continuare, oricum. Pe Instagram, mulți dintre voi deja știți aceste lucruri, pentru că eu le-am postat atunci, în timp real, v-am explicat, am zis, de asta vă zic mereu să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo postez efectiv tot în timp real, adică vă zic imediat ce se întâmplă cu mine, în viața mea, unde sunt, ce fac, etc. Cam atât. V-am pupat și ne vedem la următorul vlog. Apăsați butonul de like și puneți clipul la story să vadă și prietenii voștri că m-am întors. Am lipsit doar, nu știu, 2-3 zile, ceva de genul ăsta. Dar sunt aici, sunt bine. Pa, pa!